Pacea Domnului Iisus, dragii mei frați, surori, în Domnul Iisus, scumpi ascultători, toți cei care, din oricare motive ați ajuns să vă uitați la acest live sau la această înregistrare mai târziu, vreau să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze familia dumneavoastră și binecuvântarea Lui să fie întreaga viața voastră, întreaga viața voastră, oriunde veți fi și oriunde vă aflați. În această seară vreau ca să vin cu o nouă lecție, un nou studiu biblic despre autoritatea Cuvântului Dumnezeu. Vreau să încep cu o întrebare. Ați știut că prima carte tipărită din Biblie este prima carte tipărită din lume este Biblia? Probabil că ați știut. Deci, cel care a inventat tiparul e Gutenberg din Germania și în anul 1450 a tipărit 200 de exemplare de Biblie. La ora actuală ne-au rămas doar 47 de exemplare. Citeam undeva că câțiva ani înapoi unul din colecționarii germani care locuiește în New York, pe nume de Hans Kraus, a vândut una din aceste exemplare, o Biblie tipărită de tiparul lui Gutenberg în 1450, a vândut unui muzeu în valoare de 1.800.000 de dolari americani. Interesant că muzeul acesta se afla în Mainz, în Germania, muzeul lui Gutenberg. Probabil ei n-au avut o Biblie originară și au plătit 1.800.000 de dolari. O sumă așa de mare, poate veți zice. Dar în seara aceasta vom vedea că, de fapt, valoarea Bibliei e cu mult mai mare. Întrece orice valoare omenească, orice valoare în bani, în diamante, în aur, pentru că ea are de face cu ce e mai valoros în noi, sufletul nostru, cu mântuirea noastră. Dar până să intrăm în acest studiu, vreau să plecăm capetele, să facem o scurtă rugăciune. Doamne, Dumnezeul nostru, vrem să-ți mulțumim pentru că te-ai descoperit omenirii prin cuvântul tău. Vrem să-ți mulțumim pentru că cuvântul tău este autoritatea noastră finală în orice subiect, în orice parte a vieții. Doamne Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru El, că ne l-ai dat. Ajută-ne, Doamne, ca să îl citim, să-l memorizăm, să-l spunem și altora și să-l împlinim. Binecuvântă tu acest studiu și binecuvântă pe toți cei care mă ascultă. Împlinește tu, Doamne, orice nevoie ascultătorilor, împlinește tu orice dorință. Vreau ca tu să fii un Dumnezeu care să asculți rugăciunile noastre și îți mulțumesc că o vei face. În numele lui Iisus m-a rugat, Doamne, Tată și prin Duhul Sfânt. Amin. Vreau să citesc trei texte din Biblie până să intrăm în studiu biblic. Sunt texte foarte importante, vă rog să le rețineți. Toate se referă la inspirația Sfintei Scripturi. 1 Tesaloniceni 2:13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Și desigur 2 Timotei 3, de la 14 la 17. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine l-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte
să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și 2 Petru 1:20 și 21. Căci nicio fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dragii mei, în această seară vom vorbi despre autoritatea Scripturii. Și până să intrăm în acest subiect al autorității, vreau să te întreb, care este autoritatea ta în credință? Care este autoritatea ta de credință? Vreau să vă spun că oamenii se împart în 3 categorii când vine vorba despre autoritatea în credință. Sunt 3 autorități pe care oamenii le recunosc. Prima autoritate este rațiunea. Și majoritatea oamenilor, dacă am putea să spunem așa, majoritatea, trăiesc cu gândul acesta că autoritatea finală în orice lucru e rațiunea, e mintea omului. Prin rațiune noi putem să cunoaștem toate tainele Universului, să ne facem viața mai perfectă, mai sănătoasă, mai o societate pașnică. Deci prin realizările științei moderne, noi putem să dobândim lucruri mai bune și putem să știm toate lucrurile. Raționalismul, modernismul, liberalismul a corupt foarte multe inimi și mulți oameni cred că autoritatea finală este mintea omului. Atât. Aș vrea să vă spun totuși că știința are de face cu lucruri măsurabile, repetabile. Și fiindcă trăim într-un univers tridimensional, adică în materie, totul este calculat în kilograme, pounds aici în America, sau spațiu e măsurat în metri sau feet, și timp, secunde, minute, ore. Deci trăim în universul acesta tridimensional, materie, spațiu și timp. Și știința lucrează cu lucrurile acestea măsurabile. Totuși, deși are limitările ei. Cu toate realizările științei, știința nu poate să înțeleagă lucrurile psihologice, lucrurile lăuntrice ale omului. De exemplu, dragostea, mila, compasiunea. Nu poate sau nu are de-a face cu sufletul omului. Chiar dacă ai ști toate știința și să ai toată cunoștința, nu poți ca să vezi ce se petrece în sufletul unui om, în inima cuiva. Poți să explici unui bărbat sau unei femei oarbe, orb, care s-a născut orb și care nu vede, toată frumusețea din jur și frumusețea unui răsărit sau a sfinței de soare, unei câmpii din pădure și așa mai departe, dar el nu va putea ca să o simtă, nu va putea să o vadă. La fel, poți să explici multe lucruri teoretice, dar în practic știința are limitările ei. Și cu toate realizările științei, autoritatea, cei care își spun autoritatea finală, e rațiunea. Ea în cele din urmă va falimenta. Vor veni probleme psihologice, dureri, boală, cataclisme naturale, moarte, care nu vor putea fi explicate de rațiune. Și la un moment dat rațiunea va avea limitări. Un al doilea nivel de autoritate în materie de credință este biserica.
Și unii s-au bazat pe versetul care spune, în versetul foarte cunoscut din Matei 16, de la 18 la 19. Acolo Domnul Iisus vine în cezarea lui Filip și întreabă pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și Petru acolo zice: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, lui Celui Viu. Și Domnul Iisus spune mai departe, versetele 17, în continuare: Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, versetul acesta 18 este important: tu ești Petru, și în limba greacă terminul aici este Petros, adică o petricică, o piatră, petricică mică. Și pe această piatră, cuvântul este diferit aici, este Petra, care înseamnă stâncă. Adică nu pe Petru, dar pe Hristos voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și versetul 19 spune: îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Și unii merg pe ideea aceasta numită succesiunea apostolică, că Domnul Iisus a investit această autoritate celor 12, lui Petru și celor 12, apoi celor cei 12 prin biserica primară, prin episcop și părinții bisericii și apoi mai târziu prin papi, așa încât ei, acești oameni, acești conducători au oricare autoritate de a explica și de a vorbi cuvintele lui Dumnezeu. Deci aceste două biserici tradiționale mari, Biserica Catolică, Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă de răsărit, susțin această succesiune apostolică. Știm că până în anul 1054 ele au mers împreună și apoi s-au despărțit. Și ambele biserici acestea zic că, de fapt, Noul Testament este un produs al bisericii și autoritatea supremă peste interpretarea Noului Testament o are biserica. Vedeți că e o părere foarte interesantă, pentru că dacă biserica ar fi dat naștere la Noul Testament și nu invers, cum de fapt este în realitate, atunci nu mai am eu relație cu Dumnezeu personală, ci eu am cu biserica. Adică biserica în cele din urmă este autoritatea mea de a mă mântui, de a mă salva de la iad, de a mă ierta de păcate și așa mai departe. Și am asistat de atâtea ori la unele mormântări când au trecut din viață oameni bețivi, oameni care au trăit în păcat și au făcut, să zic așa, întregul sat de râs. Și în cele din urmă slujitorul Domnului i-a declarat robii Domnului. De ce? Pentru că în cele din urmă biserica i-a declarat robii Domnului. Cred că este o atitudine greșită, pentru că noi, ca și oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem relație directă la Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului, avem intrare liberă la Tatăl în evrei. Nu trebuie neapărat să fie acest mijlocitor între noi, biserica sau cineva care să... cum se numește Papa de la Roma, Vicarius Filii Dei, sau înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Nu. Eu singur am îndrăzneat la Tatăl prin Iisus Hristos. Și aceasta este autoritatea supremă, este de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam, sunt aceste trei autorități. Rațiunea, alții zic că e biserica, și cea de-a treia autoritate în materie de credință este cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Frați și surori, dragi mei, să știți că toate încercările omului eșuează
de a explica lucrurile, de a da sens împrejurărilor și așa mai departe. Pe când Scriptura, Cuvântul Domnului, e singura care are această menire ca să explice originea omului, să explice dezvoltarea lui, să explice planul de mântuire a lui Dumnezeu, să din veșnicie și până în veșnicie, tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, toată voia lui Dumnezeu ne este descoperită, ne este revelată în Scriptură. Dumnezeu se revelează pe sine. Să știți că dacă n-ar fi avut lucrul acesta, Dumnezeu, noi n-am fi știut nimic despre El. Pentru că noi suntem oameni limitați, cum spuneam, în lumea aceasta tridimensională, materie, spațiu și timp. Și dacă Dumnezeu n-ar fi găsit cu cale să ni se descopere, n-am fi putut avea niciun sâmbure de cunoaștere despre persoana și despre natura Lui. Dar ce minunat că Dumnezeu a găsit cu cale să se reveleze, să se descopere. Și avem aceste două mari revelații ale lui Dumnezeu. Prima este revelația generală și a doua este revelația specială. Revelația generală înseamnă că Dumnezeu s-a descoperit tuturor oamenilor, indiferent de timp, indiferent de loc, orice muritor, orice om de pe fața Pământului care s-a născut de la Adam, și până la sfârșitul omenirii, pot să cunoască despre Dumnezeu. Și cel puțin sunt trei moduri în care Dumnezeu s-a revelat pe sine la modul general tuturor oamenilor întregii omeniri. Prima este revelația naturală. Naturală, adică creația din jurul nostru ne spune că există Dumnezeu. Psalmul 19, 1 la 2. Spun, cerurile spun. Hai să citesc mai bine. Am pregătit mai multe versete, vi le voi da, dar nu am timp să le citesc pe toate, pentru că este o temă foarte bogată. Spune așa, Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru. O noapte dă de știre alteia despre el. Lucruri din acestea despre marea frumusețe a creației lui Dumnezeu o veți găsi în Iov 12, 7 la 9, Psalmul 8, de la 1 la 3, Isaia 40, 12 la 14, versetul 26, Fapte Apostol 14, 15 până la 17, Romani 1, 19 la 20. Vreau să citesc acest verset din Romani, pentru că e foarte frumos. Deci, Romani 1, versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgarea de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Atunci când te uiți la universul acesta care merge perfect, când te uiți la toată creația făcută de Dumnezeu, nu poți ca să spui că a venit așa dintr-un Big Bang, așa de la întâmplare, din evoluție, ci că are un creator. Fiecare ceas are un proiector, are un meșter care l-a făcut, l-a proiectat și l-a pus cum să meargă. Când te uiți la o clădire înălțătoare, îți vei da seama că nu a căzut din întâmplare așa, ci a fost cineva care a proiectat, a lucrat și a dus-o la desăvârșire. La fel, creația din jurul nostru, lumea din jurul nostru ne arată că există un Dumnezeu. În al doilea rând, pe Dumnezeu îl poți vedea în istorie, în istoria națiunilor,
ne spune în Psalmul 75, versetele 6-7, că nici de la răsărit, nici de la pus nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este cel care ridică pe unul, coboară pe unul și ridică pe altul. Cu alte cuvinte, când mă uit în istoria națiunilor, cele patru imperii mondiale care s-au perindat, și apoi până în prezent, chiar și aceste alegeri prezidențiale din Statele Unite, nimic nu este la voia întâmplării, ci toate își urmează planul pe care Dumnezeu îl are cu omenirea în istorie. Ba mai mult, când mă uit în istoria poporului Israel, văd cum Dumnezeu i-a luat încă din fașă, îl scoate pe Avram din Ur, din Caldeea, și îi promite că seminția lui va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și la vârsta de 100 de ani îl naște pe Isaac. Și apoi Dumnezeu conduce națiunea aceasta, o duce în robie, o duce înapoi, o împrăște prin toate pământurile și se părea la un moment dat că se va pierde. Dar uitați că Dumnezeu cel care a vegheat i-a adus înapoi. Pe data de 14 mai 1948 s-a înființat din nou statul Israel. Doar la trei ani după războiul mondial. Și Dumnezeu a fost cel care a vegheat asupra lor. Așa că atunci când mă uit la poporul Israel, văd cum Dumnezeu îi ghidează. Nu întâmplător, în 2017, pe 6 decembrie, președintele Trump mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, o recunoaște capitala statului Israel. Chiar și Holocaustul, care a distrus 6 milioane de vieți evreiești, n-a putut să-i oprească, pentru că Dumnezeu a fost cel care are un plan cu ei, a avut, are și va avea un plan cu poporul Israel. Deci avem un Dumnezeu care lucrează în istorie și își spune ultimul cuvânt în istorie. Nu poți ca să nu vezi lucrarea lui Dumnezeu, revelația lui generală în istorie. Și în a treilea rând îl vedem pe Dumnezeu descoperit, revelat în cugetul sau conștiința omului. Despre lucrul acesta ne spune în Romani, capitolul 2, cu versetul 14. Căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire, adică din sine, lucrurile legii. Prin aceasta, ei, care n-au o lege, n-au cuvântul, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus în fiecare ființă umană un barometru al moralității. Ceva care îi va spune că nu e bine ce face. Care îi va face diferența între bine și rău. Și indiferent în ce timp al istoriei s-au născut oameni, indiferent în ce țară, că au fost mai dezvoltați sau mai puțin dezvoltați. Fiecare s-a născut cu cugetul acesta care este pus de Dumnezeu. Este partea Duhului omului, care partea cea care se conectează cu Dumnezeu. Și nimeni nu se va putea dezvinovăți. Doamne, n-am putut să știu despre tine, pentru că Dumnezeu a pus în fiecare cugetul. Deci, vedeți, Dumnezeu se descoperă la toți oameni într-un mod general. În creație, în istorie și în conștiință. Și cei care n-au avut Scriptură, cei care n-au auzit niciun verset din Scriptură, vor fi judecați de Dumnezeu pe baza cât au primit din această revelație generală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește exterior, prin creație, și Dumnezeu vorbește interior, în cugetul omului. Și oamenii vor fi judecați de Dumnezeu după faptul cum au răspuns acestei descoperiri. Dar pe lângă revelația generală, avem revelația specială. Vreau să citesc aici un verset foarte frumos cu care se începe cartea
Evreilor, Cartea Evreilor, este scrisă de un autor necunoscut, chiar dacă în unele traduceri scrie Epistola Apostolului Pavel către evrei, totuși în original nu avem autorul. Uitați cum se începe această carte. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că Dumnezeu a vorbit general la toți, Dumnezeu a vorbit într-un mod special. Și avem această revelație specială scrisă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și avem revelația specială întrupată, care este Domnul Iisus. Scriptura ne arată scris cum este Dumnezeu și este cuvântul insuflat de Dumnezeu, fără greșeală, infailibil. Și Domnul Iisus Hristos este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Se întrupează pe acest pământ cu scopul ca să ne mântuiască de păcate, să moară pentru păcatele noastre. Vedeți, Scriptura, această colecție de cărți, de 66 de cărți, 39 de cărți conține Vechiul Testament, 27 de cărți Noul Testament. Unele versiuni au și apocrifele, care sunt 14 încă cărți, un total de 80. Dar numai aceste 66 au intrat în canonul Scripturii, care a fost completat în secolul 4, mai exact în 397, la Concilul din Cartagena. Deci, această colecție de 66 de cărți, scrisă de aproape 40 de autori diferiți, împărați, păstori, ciobani, colegători de smochine sau pescari sau vameși, pe o durată de aproape 1600 de ani. Gândiți-vă, 1600 de ani. Și această colecție de 66 de cărți, scrisă de aproape 40 de autori diferiți, pe o perioadă de aproape 2 milenii, nu fac altceva decât să fie o singură carte. Ce minunat! Au pecetea aceasta că este autoritatea lui Dumnezeu. Spunea necredinciosul ateu Voltaire, care a trăit în Franța, moare în anul 1778, spunea că încă 100 de ani și Biblia nu va mai exista, nu va mai fi. Și s-a întâmplat că după moartea lui, casa în care el a scris acele cuvinte a fost transformată într-un depozit de Biblie, Societatea Biblică Britanică. Vedeți, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, spune psalmistul, rămâne în veac. Este a fost cartea cea mai arsă, cartea cea mai distrusă. Cartea care, pentru care au murit milioane de oameni, dar care a rămas și astăzi. Se spune că odată, pe vremea când era prigoana în România, au venit jandarmii la un credincios și să găsească Biblie. Erau foarte scumpe și erau foarte rare pe vremea aceea. I-au scotocit toată casa și i-au găsit Biblia. I-au luat-o. Și a spus, să vedem acum ce o să faci fără ea. Și creștinul spune, stați că mai am încă una. Unde e ea? Ia dă-o și pe aceea încoace. Și credinciosul spune, nu, pe aceea nu ne puteți lua, pentru că e în inima mea. Această Sfântă Scriptură este lucrul cel mai important din toate lucrurile care au fost pe fața Pământului. Este cea mai importantă carte care a fost scrisă odată, pentru că ea poartă pecetea lui Dumnezeu. Am citit de la început că toată Scriptura este insuflată, inspirată de Dumnezeu. Și oamenii n-au vorbit de
la ei înșiși, ce au vorbit insuflați de Dumnezeu. De ce este Scriptura importantă? Care este autoritatea Scripturii? Așa că să vă spun că Scriptura este o carte a profețiilor împlinite. Sunt sute și mii de profeții care s-au împlinit cu exactitate și altele care încă așteaptă să fie împlinite. Doar vreau să iau trei exemple. Prima o vom găsi în Isaia, capitolul 44, versetele 28, adică ultimul verset din capitolul 44 și trece în capitolul 45 cu 1. Și acolo Isaia, profetul Isaia, vorbește cu 200 de ani înainte despre un împărat persan cu numele Cirus, care va da drumul poporului Israel înapoi din robie. O profeție care s-a împlinit exact la 200 de ani. Vedeți? Babilonul era o cetate foarte tare pe vremea aceea. Și a fost timp de secole cel mai mare oraș al omenirii. Peste 200.000 de oameni trăiau acolo, ne spun istoricii, și aveau o suprafață de 900 de hectare sau aproape de 2200 de acri. Deci zidurile erau foarte groase, de necucerit, și babilonienii se gândeau că nimeni nu se poate să cucerească. În anul 539, înainte de Hristos, Cirus cel Mare vine la Babilon și îl înconjoară, îl asediază, dar nu putea nicicum ca să îl ia, pentru că cetatea avea provizii de hrană pentru câțiva ani înainte și era de necucerit. Și ce face Cirus? Interesant că el deviază, schimbă albia râului Eufrat, care trecea prin orașul Babilon, și când râul a coborât din adâncime și istoricul Herodot spune că apa era la soldați până la genunchi, au intrat prin unda acelei albi noaptea în cetate, pe când ei sărbătoreau o sărbătoare mare a zeului Marduh, care era zeul Babilonului, și erau toți în culmea veseliei și bucuriei, persanii au intrat și au cucerit Babilonul. Cirus l-a cucerit Babilonul. Vedeți, profeția lui Isaia apoi s-a împlinit în tocmai. Un alt domeniu de profeție sunt profețiile mesianice, adică profețiile cu privire la Domnul Iisus din Vechiul Testament. Vechiul Testament a profețit despre Domnul Iisus că se va naște dintr-o fecioară. Nu vreau să vă dau textele, dar toate aceste lucruri le veți găsi în Vechiul Testament, că au fost profețite cu exactitate că se va naște în orașul Betleem, în cetatea Betleem, că va intra călare pe un măgar în Ierusalim, că va fi străpuns de în mâini și în picioare, că pentru cămașa lui se va trage la sorți, că va fi vândut cu 30 de arginți, prețul cu care a fost vândut și Iosif de frații lui, că va fi pus între doi tâlhari, că nu îi se va frânge niciun os, că va fi îngropat într-un mormânt a unui om bogat, că va învia din morți, va domni și va fi întronat și se va întoarce din nou. Vedeți, toate aceste profeții s-au împlinit cu exactitate. Cum spuneam, Biblia este infailibilă, fără greșeală, și profețiile ne atestă faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, revelația scrisă, inspirată, infailibilă a lui Dumnezeu. Și o altă profeție care s-a împlinit cu exactitate este profeția din Ezechiel 37, acolo unde profetul merge într-o vale plină cu oase, prorocește oaselor ca să învie și ele învie. Și ne vorbește despre întoarcerea din nou a poporului Israel
Domnul Iisus a profețit același cuvânt când a spus că vedeți când smochinul înfrunzește. S-a întâmplat când țara Israel s-a înființat 14 mai 1948. Spunea în profetul Isaia 66:8, oare poate să se nască o țară într-o zi? Chiar așa s-a întâmplat atunci, s-a născut o țară într-o zi. Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, însuflat de El. Fiecare cuvânt este insuflat și are putere. Cuvântul acesta are putere să mântuiască. Doar în Vechiul Testament, de 3808 ori se repetă cuvântul acesta, așa vorbește Domnul, sau ceva de felul acesta, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a spus, de peste 3800 de ori. În Ioan 10:35, Domnul Iisus spune că Scriptura nu poate fi desființată. În Matei 5:18, Mântuitorul spunea că câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă, care este cea mai mică literă alfabetului ebraic, este ca o mică virgulă, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Și încă două texte vreau să vă dau, în, cum spuneam, în Romani 3:2, acolo ne spune ce au primit poporul Israel. Citești la versetul 1. Care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Și versetul 2. Oricum, sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate, uitați cum spune acolo, cuvintele lui Dumnezeu. Asta e cuvântul lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu. Însăși cele 10 porunci, prima oară, au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și un exemplu aș vrea să vă dau din Evrei. Atunci cum spune în Evrei, capitolul 3, care citează unul din psalmi. Uitați, Evrei 3, comparăm Evrei 3, de la 7 la 11, Psalmul 95, tot de la 7 la 11, vedeți ce simetrie puternică aici în cuvântul Domnului. Spune așa. Deci e așa cum zice Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împătriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inimă, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Este un citat din, cum spuneam, Psalmul 95, tot de la 7 la 11, un psalm care este scris de un autor necunoscut. Ce e interesant că autorul epistolei către evrei nu spune cum spune autorul Psalmului 95, ce spune acolo, cum zice Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, atunci când acel autor a scris Psalmul 95, cel care l-a insuflat a fost Duhul Sfânt. Toată Scriptura este insuflată, inspirată de Dumnezeu și de folos. Lucrul acesta ne duce cu gândul că Biblia este o carte infailibilă, adică fără greșeală. Oamenii au căutat să găsească greșeli în Biblie. Pe vremea comuniștilor era așa zisă și Biblia ateilor, adică Biblia, greșelile din Biblie. Și toate acelea așa zise greșeli în ghilimele în Biblie, de fapt au fost unele neînțelegeri a contextului, ori o citire neatentă, ori nu poate să existe nicio greșeală în Biblie. Vreau să vă provoc aici. Pe toți ascultătorii mei, dacă credeți că totuși este o greșeală în Biblie sau o întrebare care credeți că nu are răspuns, nu poate să aibă sens în Biblie, vă rog să o duceți. Aș vrea ca să văd această întrebare, pentru că de-a lungul istoriei s-a dovedit că Biblia este fără greșeală. Biblia a vorbit despre gravitatea,
despre greutatea aerului înainte ca să fie descoperită gravitatea. Biblia a arătat că pământul este rotund, că e rotocolul pământului, înainte ca astronauții să zboare în spațiu și să-l vadă că pământul de fapt este rotund, sau înainte de Copernic să descopere telescopul. Vedeți? Sau Galileo Galilei, mi se pare, el a făcut cel care a zis că se învârte și totuși se învârte. Deci, vedeți? Orice descoperire științifică, arheologică, nu contrazice Scriptura, ci de fapt o întărește, o dovedește că este cuvântul lui Dumnezeu spus cu asemenea acuratețe, pentru că este fără greșeală. Este norma noastră de credință. Și odată ce s-a încheiat canonul Sfintelor Scripturi, în anul 300, cum spuneam, 97, Biserica a canonizat aceste cărți ale Noului Testament și cele 39 au fost deja canonizate de poporul evreu. Și acestea 66 de cărți, odată ce a fost încheiat, este revelația scrisă toată lui Dumnezeu. Unii m-au întrebat, dar ce facem cu darurile de profeție, de prorocie, care sunt și astăzi? Cum spuneam data trecută, perspectiva mea este o perspectivă pentecostală, continuaționalistă. Adică eu cred că și astăzi Dumnezeu vorbește. Dar nicio prorocie, nicio vedenie, nicio descoperire care Dumnezeu dă oamenilor săi, înzestrați cu darul ale Duhului Sfânt, nu este deasupra Scripturii, ci de desubtul ei. Nu. Revelația a fost încheiată. Nu se mai adaugă nimic după Apocalipsa 22. Pentru că spune cuvântul Domnului că cine va adauga toate blestemele și toate pedepsele scrise în carte, în toată Biblia. Nu avem voie să scoatem nimic și nu avem voie nimic să adăugăm. De aceea, orice profeție, orice vedenie specială este la nivel personal, la nivel de biserică, pentru întărirea noastră sufletească, pentru mângâiere, sfătuire și îmbărbătare. Dar nu poate fi comparată cu Scriptura. Dimpotrivă, orice facem, orice dar, orice slujbă care o facem în lucrarea Domnului, trebuie să fie sub autoritatea Scripturii. Pentru că în spatele Scripturii este Dumnezeu. Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură. De ce este importantă Scriptura și valoroasă? Pentru că Dumnezeu îți vorbește prin ea. O poate să o înțeleagă și un savant cu 3-4 facultăți și o poate să o înțeleagă și un măturător de stradă sau un om simplu care nu are carte. A mântuit și mântuie. Ne spune cuvântul Domnului în Efeseni 1:13. Că ea este Evanghelia mântuirii voastre. Prin ea noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și ajungem la mântuire. 2 Timotei 3:15 am citit că din pruncie cunoști Scripturile care pot ca să te ducă la mântuire. Vedeți, e foarte important și aș vrea să mă apropie de încheiere. După ce am vorbit atâta despre importanța Scripturii, autoritatea Scripturii, n-ar fi de niciun folos dacă această carte n-ar fi cartea îndrăgită de tine, n-ar fi cartea vieții tale. Este cea mai importantă carte pentru mine. Soția mea știe și cei care mă cunosc știu că atunci, chiar când mă duc într-o vacanță de o zi sau două, nu uit niciodată printre bagaje să-mi pun Biblia. Îmi place de ea în fiecare zi, orice zi care n-am citit din ea, e o zi pierdută. Nu-mi pot permite ca să treacă o zi să nu citesc din ea. De ce vă motivez ca să o citiți, să o memorați, să o trăiți? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să închei cu un verset și cu o întâmplare, cu o pildă. Vreau mai întâi să citesc din Iacov, capitolul 1, versetele 21-25. Uitați ce spune aici Iacov, care este un ucenic care spune lucruri practice. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 2, de la 21-25.
1, de la 21 la 25, mă scuzați. Iacov, capitolul 1, de la 21 la 25. Deci, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Uitați de ce e importantă. Mai mult decât $1,800,000 cât a dat acel muzeu pentru Biblia lui Gutenberg, cuvântul acesta ne poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșirii, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Vrei să fii fericit? Împlinește Biblia. Nu numai citește și ascultă, ci împlinește. E important ca nu numai să auzim, dar să o punem în practică. Se spune despre un credincios că a visat un vis într-o seară, că se afla la poarta raiului și a încercat să intre pe poartă. Și îi spune acolo la poartă: auzi, tu nu poți să intri. Urechile tale pot să intri în rai, dar tu nu poți să intri, pentru că ai ascultat cuvântul cu urechile, dar niciodată nu l-ai pus în practică în viața ta. Și când s-a uitat credinciosul acolo la poarta raiului, era o grămadă plină de urechi. Cei care n-au putut să intre, dar au avut numai urechile acolo, în rai. S-a trezit repede din somn și și-a pipăit urechile. Sunt la loc. Și a învățat o lecție. Că e important ca să punem în practică cuvântul, să trăim după cuvânt. Atunci când trăiești după cuvânt, trăiești voia lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta te va mântui. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Hai să plecăm capetele și să mulțumim Domnului pentru acest studiu. Și vreau să mă rog pentru toți dumneavoastră, pentru toate problemele care le aveți, pentru toate încercările prin care treceți. Dumnezeu să vă vorbească prin cuvântul Său, la inima voastră, ce aveți nevoie. Amin. Doamne Dumnezeule, vin în prezența Ta și îți mulțumesc pentru această seară binecuvântată de Tine. Îți mulțumesc pentru acest studiu despre cuvântul Tău. Îți mulțumesc că ne l-ai dat cea mai scumpă carte, scrisoarea Ta de dragoste pentru noi. Ajută-ne să o prețuim mai mult decât viața. Și ajută-ne ca Tu, Doamne, să trăiești în noi. Binecuvântă, Doamne, toți cei care mă ascultă. Lasă Tu, Doamne, pace acolo unde este neliniște. Lasă Tu, Doamne, sănătate acolo unde este boală. Lasă vindecare acolo unde este virus. Lasă, Doamne, dragostea Ta acolo unde este ură. Mă rog pentru fiecare familie, pentru fiecare, Doamne, persoană, fiecare inimă care mă ascultă. Împlinește Tu, Doamne, orice nevoie și lasă binecuvântarea Ta peste fiecare. Îți mulțumesc. Fii lăudat.